Florin Salam a bătut-o pe Loredana Chivu în club. Se pare că în timpul unei distracții în club s-a iscat un scandal între Florin Salam și Loredana Chivu. Cei doi au dat nas în nas în timp ce se distrau pe ritmuri de manele, și încântată să se afle în prezența artistului, focoasa blondină l-ar fi sărutat pe acesta direct pe gură. Luat prin surprindere și enervat la culme de gestul fostei asistente TV, manelistul i-ar fi dat o palmă de față cu toată lumea din club. Este posibil ca Salam să fi reacționat atât de violent de teama ca povestea sărutului să nu ajungă și la urechile soției lui, Roxana Dobre, și să se certe din nou cu ea după ce abia s-au împăcat. Au început, din nou, să vorbească și Florin a uitat de supărarea lui. Acum, pentru când au fost nași, i-a dat câțiva bani, a avut ea nevoie să se îmbrace, să își cumpere cele necesare. Mai mult, o punea să dea și telefoane acasă, să se asigure că totul este în perfectă ordine cu toți cei trei copii, întreba chiar și de băiat, ceea ce e clar că e un pas înainte, că nici nu voia să audă de el. Acum, pare se, a început să îl îndrăgească cu forța. Iar Roxana, văzând că Florin a schimbat tonul, este doar lapte simiere. Strălucea de fericire, nu altceva. Florin Salam a bătut-o pe Loredana Chivu în club. Se pare că în timpul unei distracții în club s-a iscat un scandal între Florin Salam și Loredana Chivu. Cei doi au dat nas în nas în timp ce se distrau pe ritmuri de manele, și încântată să se afle în prezența artistului, focoasa blondină l-ar fi sărutat pe acesta direct pe gură. Luat prin surprindere și